Salutare toată lumea, numele este Goblin, iar astăzi ne vom juca Strucid, un joc de pe Roblox care este destul de popular, a devenit popular în foarte scurt timp și v-aș ruga să apăsați butonul de like și să vă abonați la canal dacă vă plac episoadele pe care le postez în ultima vreme și cele pe care le-am postat, pentru că o să mai postăm Brawl Stars, să nu credeți că m-am lăsat de Brawl Stars. Chiar dacă nu m-am mai jucat atât de mult, asta nu înseamnă că m-am lăsat de Brawl Stars. Brawl Stars a scăzut în ochii mei, cei drept, pentru că nu mai dă absolut niciun brawler, iar asta este destul de enervant. Bun, să începem, pentru că o lălăim deja și cred că nu vă plac intro-urile așa de lungi. Deci, să dăm drumul. Pe modul normal. Câteva tricuri pentru a putea fi mai buni. Este, primul trick este să vă faceți un box când sunteți la o bătaie, puneți o scară și o scară. Puneți patru pereți și o scară, adică este un cub și o scară. Și aveți grijă să puneți și deasupra ceva ca să nu vă dea un snipe, cum am pățit eu acum. Al doilea trick. Vreți să faceți o scară care să fie destul de rezistentă? Păi uitați aici. Puneți așa. Stați puțin. Puneți scară, 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 scară. Și tot așa. Apoi pune și din asta, uite așa, faceți un building ca lumea de tot, ca să nu vă mai dea nimeni jos, adică puneți scară, platformă, scară, scară, platformă, scară, scară, platformă, scară și așa veți fi unii dintre cei mai buni jucători. Nu, glumesc, o să fiți niște jucători buni, dar mai aveți de învățat până veți ajunge niște jucători extraordinari de Strucid. Pentru că nici eu nu sunt un jucător foarte bun, nu v-aș recomanda să luați sfaturile mele în serios. Puteți să le respectați, să vedeți dacă funcționează, dar nu, asta este doar părerea mea, să fiu un jucător mai bun. Deci este doar părerea mea, uitați playerul ăla. Nu, mori. Și, mă bat acum. Bun, a fost destul de easy. Și acum, băieți, să vă arăt o șmechere. Vreți să vedeți aici un pro constructor? Fiți atenți, fiți atenți. Și așa v-ați făcut un box gigantic. Da, mai aveți de învățat până acolo, băieți, pentru că este un drum lung și periculos, să zicem, pentru că o să muriți de foarte multe ori din cauza headshot-urile date cu naipul de alți playeri. Wow. Ceea ce este destul de enervant, să vă zic sincer, acum na. Dar nu înțeleg ce are copilașul ăsta, că este cam enervant el. What? Ah. Faceți box, repede, repede, repede. Boxul, boxul, supraviețuire. Box, supraviețuire. Box, supraviețuire. Am pus acum ca lumea așa, să nu mă vadă. Dar tot veți muri, pentru că, da, acești oameni sunt niște playeri prea buni. Bun, o să încerc să mor acum, dacă mă mai găsește cineva, să jucăm și un match de Battle Royale, băieți. Să jucăm un match de Battle Royale. Dar ați auzit bine, pe acest joc există Battle Royale. S-a băgat de curând, trebuie să fiți nivel 7 ca să puteți juca Battle Royale, modul de Battle Royale. Nu este foarte multă farma, dar nu este nici puțin. Am avut vreo arăta în ce constă modul de Battle Royale, dar până se încarcă, pentru că trebuie să se încarce, mai trebuie să modifice băieții pe aici, dați ready, solo și până intrăm în match, o să dau pauză pentru că nu vrem să ne treacă acele 10 minute prețioase. Deci, revenim peste o scurtă pauză. Și hai că am revenit de pe pauză, băieți, acum începem match-ul în forță, ne vom duce undeva unde să sperăm că vom câștiga. Ne vom duce noi, uite, uitați aici, la clădirea aceasta înaltă, cel mai bun loc în care vei putea muri. Cât de repede îți dorești. Dacă vrei să ai un meci de 2-3 minute, de cât de bagă în meci, du-te la clădirea asta aici sau du-te, să zicem, în Tilted Towers pe Fortnite. Dar aici deja este un băiețel care este destul de enervant și nu vrem să avem de-a face cu el, nu? Normal. Și mai ne vom duce în aceste găuri miraculoase pentru a ne duce în spațiu. Dar n-am reușit. N-am reușit, băieți, puteți să credeți așa ceva? N-am reușit. Nu. Nu. Ce are? Gata, gata, băieți. Gata. Zburăm, yay! Aventura strigațura. Ho! Ok. Hai să mergem și noi într-o căsuță pe aici, să încercăm să dăm și noi de cineva, omorâm pe cineva. Cine știe, avem aici un pistolaș.
Și era un player acolo. Dar noi ne ducem în casă pentru că avem nevoie de un AR urgent. Dar nu cred că o să găsesc, ceea ce este destul de prost. Țin degetul lângă F pentru că na, s-ar putea să ne omoare cineva, nu zic că nu, pentru că nu sunt un player atât de grozav, dar da. În fine. Ne ducem în căutarea aventurii și vom muri cât de curând posibil, pentru că suntem niște player noob care nu știu să joace, na, glumesc, sunt doar puțin noob. Ok, am luat famasul! Am luat famasul auriu, yay, legendar! Ok, ok, glumeam doar, băieți, să nu mă luați în serios, pe bune. Adică, na, doar glumeam. Acum vom merge la căsuța lăturată să încercăm să găsim un omuleț care sparge, care sparge pereții, na, ce pot să zic, o cerime mai pot să fac. Nariox, haideți băieți să ne uităm la televizor, gata. Îmi puși televizorul, mă, cam enervează. Nu, că ne aud băieții și vin peste noi, dau cu mitralierele. Băieți, vouă vă place să jucați cu miniganul? Nu, ce sincer, acum, na. Am văzut un player. Playerul. Uite-l. Nu. Dă-l încoa. Dă-l încoa. Dă-l. Așa. Stăm aici. Stăm aici până vine zona. Suntem într-o bătălie foarte intensă, băieți. Nu vrem să murim pentru că suntem niște pro-playeri. Dar tot o să mă duc pe el pentru că nu am stare. Și o să mă duc acum pe el. Foarte miraculos așa. O să-mi beau Big Shield-ul pentru că vrem să putem câștiga această luptă magnifică și spargem acest perete. Dă-i, dă-i, dă-i. Nice. Ok, na, și spar băiatul ăsta că na. Cum era posibil decât să nu așa. Ia stați puțin băieți că vreau să vă scriu ceva aici. Dar revenim imediat pentru că nu vrem să vedeți cum scriu eu. Sau hai, că vă arăt și vouă. Dăm aici și dăm la culoare. Dăm pe verde pentru că suntem goblini. Și scriem aici. Ia fiți atenți. A... Bo na abona ți abonați-vă băieți, asta trebuie să știți voi, să vă abonați, apăsați clopoțelul, hai să fac un clopoțel. În fine, lasă-l așa. Nu știu să fac un clopoțel. Abonați-vă, asta e cel mai important lucru. Să vă abonați. Să dați un share. Să vadă și prietenii voștri. Pentru că facem aici lucruri foarte mișto. Share. Și un like dacă vreți. Dacă doriți și voi să fiți așa politicoși. Dați un like. Pentru că vrem să ne strângem cât mai mulți. Bun. Și acum voi mai băga un match. Dar voi pune pauză pentru că... Pentru că, na, nu mai avem timp așa mult, dar pun pauză acum și nu mai stăm așa mult, băieți. Și fete, na, în fine. Pun pauză și revin când se apropie finalul meciului. Am revenit acum după un meci foarte palpitant în care am fost omorât de foarte multe ori. De fapt, am fost omorât doar o dată, în fine. De acest băiat care se juca destul de bine și n-am avut ce să-i fac. Uitați, dacă v-a plăcut episodul, să apăsați pe butonul de like, să vă abonați, să dați un share, să vă abonați pe prietenii voștri. Eu am fost Goblinul, deci ne vedem pe data viitoare. Pa, pa!